Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe 1 ianuarie pe Sfântul Vasile cel Mare, moment în care credincioșii trec pragul lăcașelor de cult pentru a participa la Sfânta Liturghie și mai cu seamă la moliftele Sfântului. Pentru săvârșirea lor, preoții trec printr-o seamă de pregătiri speciale după o perioadă de post și rugăciune pe 1 ianuarie toți credincioșii sunt așteptați în biserică, deoarece la sfârșitul Sfintei Liturghii se citesc moliftele Sfântului Vasile cel Mare. Toți credincioșii trebuie să fie cu sufletul curat, cu gândul înălțat către Dumnezeu, deoarece ele sunt niște slujbe speciale care marchează alungarea diavolilor din sufletele și din prejurul tuturor credincioșilor care participă la aceste sfinte slujbe. O perioadă de grație pentru creștini când li se dă posibilitatea extraordinară de a se înnoi odată cu începerea noului an. Bisericile sunt deschise și sâmbătă seara pe 31 decembrie. La cumpăna dintre ani, începând cu ora 23, preoții oficiază Sfânta Liturghie.